Bună dimineața, dragii mei, de aici, din platoul Dale Dimineții. Ce faceți? V-ați trezit? Dacă v-ați trezit și sunteți alături de noi, vă spunem bună dimineața. Dacă încă dormiți acolo, la căldurică, tot vă spunem bună dimineața, că probabil o să ne urmăriți în momentul în care vă treziți. Dragii mei, vă doresc o zi minunată, vă doresc o zi plină de soare. Dacă nu e soare afară, măcar să avem soare în suflet, să păstrăm acea bucățică frumoasă de dragoste, de iubire față de noi, față de cei care sunt alături de noi în fiecare zi și să mulțumim lui Dumnezeu că mai avem parte de încă o zi. Să sperăm că fiecare zi e o adevărată aventură. Dragii mei, de astăzi intrăm în postul Crăciunului. Încă nu colindăm, am învățat asta, dacă vă aduceți aminte, cu ceva ani în urmă, tot într-o emisiune în direct, dar în curând vom și colinda. Ăsta e motivul pentru care am împodobit studioul așa, pentru sărbătoare. Bine, noi vom tot veni cu noutăți până la Crăciun, până vine Moș Crăciun, deci să nu uităm astăzi, mai avem 40 de zile după socoteala mea, până vine Moș Crăciun. Dragii mei, așa cum am dezvăluit ieri pe finalul emisiunii, astăzi vom avea parte de o aventură. O aventură culinară. Și pentru a avea parte de o aventură culinară, alături de mine, în această dimineață, a venit Ioana Bogdan. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Mă gândeam acum că mă ajută și ochelarii, nu se văd ochii prea bine, mă ajută și ținuta de astăzi. E foarte simplu la mine, știi? Mă gândeam cu ce mă îmbrac, e foarte simplu. Vin direct din bucătărie, așadar, exact cu tunica de bucătar am venit și uite că se potrivește perfect cu introducerea ta despre mine, pentru că nu cu introducerea ta despre atmosfera de Crăciun, despre atât de frumos la voi aici, eu ador Crăciunul, ador tot ce ține de tradiții, așadar mă simt foarte bine la voi și îți mulțumesc frumos pentru invitație. Dragii mei, Ioana a mai fost la Hunedoara 1 TV, am cunoscut-o acum vreo lună și ceva, a fost invitată a colegei mele la Hunedoara în direct cu Petronela Tămaș, alături de ceilalți doi bucătari din echipa de domniei sale și am făcut și prima bâlbă ca să intrăm în atmosfera de live. Ceilalți doi colegi ai tăi, eu sper să-mi facă onoarea și să treacă și ei prin platoul Dale Dimineții. E foarte interesant ceea ce voi faceți, dar eu vreau să descoper omul din spate, din spatele tunicii sau sub tunică, nu? Tunică se numește... Da, da, e o tunică. Întotdeauna mi-au plăcut uniformele și când am văzut că în bucătărie există o uniformă, am zis gata, nici nu mai am nevoie de altceva, îmi trebuie doar o tunică, bine, 4-5 ca să am pentru fiecare zi, dar mă reste super încântată, nici nu mi-am mai luat ținute în afară de asta, pentru că mă simt foarte bine în ea și mi-e foarte util. Chiar m-am bucurat foarte mult când am văzut că toți antreprenorii ăștia de top zic, apoi, dar noi avem un tricou în același model, aceeași culoare, 10 exemplare, pentru că nu mai stai dimineața să te gândești cu ce te îmbraci. Nici nu am timp dimineața să stau să mă gândesc cu ce mă îmbrac, așa că trebuie să simplific totul. Cred că la asta se reduce toată viața mea, la simplifica totul. Simplifici astăzi, pentru că tu ceea ce ești astăzi vine în spatele unde ai adevărate aventuri. Dragii mei, o să vă dezvălui. Ioana, până ajunge la simplitatea aceasta de fiecare zi, a avut o adevărată aventură și vreau să trecem așa pas cu pas în fiecare perioadă, pentru că sunt convinsă că Ioana are de dezvăluit lucruri fabuloase despre cum a ajuns Ioana, șef bucătar. Eu am o întrebare, nu sunt misogină, nu-mi doresc să percepem asta, dar noi știm așa, de când, ca și femei, de când ne naștem, știm că femeia e la cratiță, știți? Mereu se spune.
o femeie, o fată trebuie să fie cu minte, trebuie să învețe să gătească, așa ne învață mama, bunicile, așa am învățat și eu, că trebuie să fiu cu minte. Partea cu virgulă, cu minte, a fost o adevărată, n-au reușit să mă cumințească. Cu gătitul nici atât n-am reușit până la 22 de ani, am învățat după 22 de ani să gătesc după ce m-am căsătorit, dar noi așa învățăm de acasă. Ce mă uimește e că deși suntem învățate că trebuie să gătim, să așa, mereu ajungem în acea situație în care bucătăria devine o lume a bărbaților. Te aștepți ca cele mai mari, cei mai recunoscuți șefi bucătari să fie femei, pentru că asta învățăm. Și dacă căutăm pe rețelele de socializare, descoperim că, de fapt, această lume aparține bărbaților. Și o femeie pătrunde foarte greu în această lume. Mă înșel cumva, Ioana? Nu, așa este. E o lume a bărbaților, deși a început ca fiind... Bucătăria a început cu, francezii spun, chez grand-mère. Deci acolo a început și dacă... există restaurante cu stele Michelin care aparțin femeilor și grand-mère, da? Și de acolo a început totul, pentru că femeile găteau înainte, doar că bărbații se pare că ne-au luat-o puțin înainte, pentru că eu cred că femeile, pe lângă faptul că trebuie să gătească, mai trebuie să aibă grijă de copii, să aranjeze totul în casă, adică au o multitudine de atribuții care se mențin și în ziua de astăzi, adică de multe ori zic, bine că nu mi-am făcut fabrică de îndoit cuie, că mâncam cuie, măcar așa am un restaurant și avem mâncare asigurată. Dar când ajung acasă la ora 4, îmi preiau atribuțiile de mamă, de, să nu zic femeie în casă, dar de om care trebuie să managerieze lumea de acasă. Și atunci e mult mai complicat decât pentru un bărbat care ajunge acasă și poate să se odihnească. Și cred că ăsta e un motiv pentru care nu sunt atât de multe femei care îmbrățișează și care fac performanță în acest domeniu. Deși sunt femei, avem șef bucătar în România, chiar mai bune decât bărbații. Doar că așa a fost lumea făcută, de la Marie Antoine Carême, care a fost cel care a introdus tunica în bucătărie, pentru că era o lume a bucătăriei în care era bețiv, se fuma în bucătărie. Da? Și a venit un bucătar, un tânăr bucătar francez, care a început să facă ordine și disciplină, să îi îmbrace frumos, să le explice că unele lucruri se întâmplă în afara bucătăriei, iar doar magia se întâmplă în bucătărie. A venit Paul Bocuse, care a redefinit multe ingrediente din bucătărie și multe tehnici. Avem bucătăria franțuzească, nașterea ei. Deci, de-a lungul istoriei, sunt bărbații cei care au pus punctul pe ei. Dar asta nu înseamnă că nu avem șef bucătar foarte, foarte dedicate și foarte pasionate și talentate în același timp. Mi-a dărâmat un pic teoriile, îi mulțumesc Ioanei, încă am speranță că nu sunt femeile șef bucătarele cu titlul de excepție, sunt devin o regulă, să spunem. Da, e adevărat, în ultima perioadă am văzut că femeile răzbat, așa cum ai răzbătut și tu, dar până aici a fost o adevărată aventură viața ta. În ce an ai terminat facultatea? Eu știu, dragii mei, am deja prezentarea Ioanei, dar vreau să o las pe ea să ne povestească și dumneavoastră să rămâneți uimiți, așa cum am rămas și eu. A terminat alte două facultăți, alte domenii, ai terminat jurnalism și drept, dacă mi-aduc bine aminte. Da, așa e. Dar o să mă întorc puțin mai înainte, pentru că tu ai făcut o afirmație că ai fost învățat acasă, că trebuie să faci de mâncare și așa mai departe. Eu până în clasa a 8-a, deci pe la 14 ani, am fost un copil taciturn. La întrebarea ce faci, ziceam bine și o ziceam pe un asemenea ton, încât a doua întrebare nu mai urmă.
Și la 14 ani m-am deschis așa dintr-o dată și aici trebuie să-i mulțumesc lui Vladimir Brilinski, care pe vremea aceea era director la Radio Color Orăștie și care a organizat un concurs pentru DJ și m-am prezentat și eu. Și nu știu câți am fost, vreo 26, eram cea mai mică și am fost singura care a preluat emisiunea. Și de acolo a început totul. Cred că de acolo a început, am început să am încredere în mine. Cred că asta a fost cel mai important. Dar pentru faptul că eu munceam în timpul școlii, în timpul după meselor, părinții mei m-au protejat. Și asta a însemnat că n-am făcut nimic acasă, n-am intrat în bucătărie, deci n-am avut tangență cu nimic ce înseamnă munca de acasă. Și mi-aduc aminte foarte bine că la 18 ani îi spusese tata mamei mele, tata care era un bucătar desăvârșit și el se ocupa de partea asta acasă, îi spusese: măi, Dora, trebuie să o învățăm pe asta mică să facă ceva, că zice, pleacă la facultate, zice, își mai găsește și pe cineva, ni le aduce, ne-o aduce acasă împachetată, că nu știe să facă nimică. Și n-a fost așa, dar nici n-am învățat să gătesc la 18 ani, am plecat la facultate. Am făcut jurnalismul pentru că era oarecum un parcurs evident și normal, pentru că aveam deja experiență în radio și îmi era foarte la îndemână. Prin anul 2 de jurnalism am hotărât să dau și la drept. Mi s-a părut că facultatea îmi oferă multe dintre noțiunile de bază pe care eu le știam și atunci am zis, măi, dacă se întâmplă ceva la un moment dat în viață, vreau să mai am planul B. Și pe vremea respectivă am considerat că dreptul ar fi planul B. 2008-2009 am terminat ambele facultăți și m-am angajat în ambele domenii. Am profesat, am lucrat la un birou de avocatură ca și consilier juridic. N-am făcut performanță în domeniul, în sfera juridică. Țin minte că cu prima acțiune cu care mă dusesem șefei să-i o prezint, mi-a zis că vreau să reinventez dreptul. Și atunci am zis, înseamnă că am o parte creativă care trebuie să o folosesc în alt domeniu. Radio am continuat să fac, încă continui să fac. Dar și toate sferele astea le-am făcut la un nivel de amator, nu m-am implicat foarte mult. N-am simțit că pot să fac mai mult sau că îmi face o deosebită plăcere să-mi acord toată atenția și timpul spre domeniile astea. Adică le-am făcut, cel puțin jurnalismul, cel puțin dreptul, l-am făcut ca pe un job de la 8 la 4. Nu am simțit nevoia să mă duc acasă și să mă îngrop în cărți, să studiez și să... Și atunci am zis, trebuie să las pe alții să-și facă datoria acolo unde simt că pot să aducă un plus valoare. În 2013, dacă mi-aduc eu bine aminte că nu citesc, sunt pe live, o să citesc imediat mesajele, vă mulțumim că sunteți alături de noi, te-ai angajat în domeniul gastronomic. Ceva a fost prima încercare? Da, știu că când terminasem eu liceul, a fost un exod, toată lumea a plecat la Căpșuni. La curs de căpșuni în Spania și i-am zis, prietena mea cea mai bună din liceu plecasele în Spania și era așa un miraj și îi spusese mamei mele, zic, mă, mamă, plec și eu. La care mama zice, auzi, ia du-te tu până în grădină. Zice, ocupă-te așa jumătate de zi de grădină și după aia vii și discutăm dacă... Și am stat eu și m-am gândit, mamă, grădină, tu chiar o zi. Aș pleca, dar parcă n-aș munci. Și atunci m-am liniștit oarecum, dar a rămas impulsul ăsta că aș vrea să plec, să... Și dacă e să mă întorc în timp, îmi aduc aminte că am avut un interviu la radio prin clasa a 10-a cu Cornel Nistorescu, cu jurnalistul Cornel Nistorescu, pe care rugasem să-mi scrie pe agenda o dedicație și îmi scrisese că pentru Ioana să știi că lumea e mult mai mare decât munții Orăștiei. Și asta mi-a rămas oarecum întipărită în minte și am zis, ok, nu mai fusesem plecată niciodată din țară, zic, să vedem ce-i dincolo de munții Orăștiei și de munții Retezatului și de aici a pornit totul. Eram angajată în ambele domenii, cum am zis, lucram de la 6 dimineața la 8 seara și n-am mai găsit un sens și eu mai cochetasem cu industria articolului în timpul facultății și am zis ce-ar fi să mă întorc eu pe barcă să lucrez ca și bucătar de data asta.
Și începuseră deja emisiunile TV cu bucătăria, începuse bucătăria să ia amploare, adică era ceva super cool să faci chestia asta, ceea ce nu se întâmpla când eu eram în liceu, spre exemplu. Și vezi că sunt trendurile astea care te ajută foarte mult și îți dau așa un imbold. Și zic, gata, plec pe barcă, nu a fost, nu s-au întâmplat lucrurile așa atât de ușor. Țin minte că mergeam la servici, mă puneam la calculator la ora 6 dimineața și trimiteam e-mail-uri. Și într-o zi am fost sunată de către o agenție care mi-a zis, este un capitan care are nevoie de un om pe barcă, de un bucătar, un bucătar și o stewardesă. Deci era o struță cămilă, perfect, mi se plia perfect pentru caracterul meu, nu trebuie să faci nimic nici dintr-una, nici din alta, acolo pe la mijloc. Și zic, perfect, țin minte că, cum se spune, că minciuna scopuri nobile nu e minciuna, m-a întrebat unde ești, am zis că sunt în Italia, eu zic, perfect, poți să vii mâine, desigur, nicio problemă. Am plecat de la servici, a doua zi am fost în Franța, am dat interviu, m-am angajat, am venit înapoi, mi-am dat demisia din ambele locuri și am plecat în 3 zile, am plecat în Franța. Unde am stat 3 luni de zile, am lucrat și mai mult n-am lucrat pentru că era o barcă privată, aveam chartere, adică lumea închiria barca respectivă și m-am descurcat. Și am început să prind încrederea în mine, a zis gata, asta e. Iarna nu lucram, veneam acasă. Următorul an am aplicat pentru alte joburi și am luat un post strict pe bucătar. Și am plecat cu gentuța în spate și nu, a fost bine o săptămână. Cred că am avut cel mai mare noroc al meu în viață, a fost oamenii cu care m-am întâlnit. Cred că e cel mai mare noroc. Și capitanul care mă îndrăgea foarte mult, după 2 săptămâni de zile, mi-a zis, Ioana, uite, aici e American Express, care este cardul, care este cu fonduri nelimitate. Zice, te duci și îți cumperi ce vrei tu, gătești ce vrei tu, doar să fie perfect, pentru că vin proprietarii, iar proprietarii fac parte din lumea oamenilor care știu exact ce vor și cum vor și vor calitate în tot ceea ce îi înconjoară. Și am luat American Express, am luat mașina și n-am știut ce să fac. M-am învârtit, pur și simplu îmi lipsea și faptul că nu cunoșteam ingredientele. Adică eram la un nivel foarte basic. Și după încă vreo 2 zile, capitanul mi-a zice, îmi pare rău, dar zice, nu te ridici la nivelul așteptărilor, trebuie să ne despărțim. Drumurile noastre se despartă aici. Și nu, a fost momentul în care eram cu geamantanul în spate, aveam biletul de avion luat spre casă și am zis, asta a fost, am încercat. Eu mai aveam o vorbă cu fake it till you make it, am prefăte până reușești. Am zis, am încercat, n-am reușit, asta e, mă întorc acasă. Și lângă barca noastră a venit o altă barcă, era sub pavilion italian și îmi spusese capitanul meu, zice, uite, au mai venit o barcă lângă noi. Zice, sunt doar 2 la bord, barca e mare, e clar că mai au nevoie de personal, e și sub pavilion italian, tu vorbești italiană, de ce nu încerci? Așa am zis, nu. Zic, eventual, dacă au nevoie de stewardesă la curățenie, aș putea să îndur. Și capitanul meu a fost și a vorbit cu capitanul de pe cealaltă barcă și da, cum să nu se vină. Și m-am dus la interviu și zic, că am venit și da, super, ce avem nevoie de un bucătar. Și am zis, nu, bucătar, eu nu... Dacă vreți la curățenie ceva, nu știu, munca de jos. Zice, nu, zice, hai pe bucătărie, eu am gătit pentru patroni, îi cunosc foarte bine, știu ce vor, te pot ajuta, pot să fiu backup-ul tău. Și am zis, ce pot să ratez mai mult, un al doilea job pierdut în decurs de o lună, putea fi maximum. Și am renunțat la biletul de avion și am trecut așa puntea, de pe o barcă pe alta. Și de acolo a început aventura, de asta cred că e foarte important să nu renunți niciodată. Adică când zici că nu mai poți, totuși mai poți un pic și să ai încredere că ceea ce vine spre tine e calea ta. Cred că asta e cel mai important lucru. Și de acolo am început, dacă mă mai lași să povestesc, dacă vrei să intervii. Cred că și telespectatorii savurează, pentru că eu și fac o paranteză. Eu spun mereu că oamenii sunt importanți în viața noastră. Te ascult cu atâta plăcere pentru că
De foarte curând m-am întors dintr-o astfel de aventură mai scurtă decât a ta, de un an de zile. Și da, ai dreptate, oamenii fac totul și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii pe care îi întâlnim. Ascult pentru că ești un exemplu pentru cei care sunt dincolo de micile ecrane în această dimineață. Cei care au pasiuni, dorințe, ar trebui să învețe să și le urmeze. Și vreau să vă mai spun, dragii mei, dacă aveți daruri, haruri de la Dumnezeu, sunteți înzestrați cu ceva, uite, Ioana e un exemplu, ar trebui să facem lucrurile spre a aduce și celorlalți din jurul nostru darurile noastre și harurile pe care le primim. E clar că tu ai un dar, ai un har de la Dumnezeu. Altfel n-ai cum, treci puntea dintr-o barcă în alta, întâlnești oameni, dar dacă nu știi ce să faci în anumite momente ale vieții, treci puntea degeaba. Nu cred că o treci niciodată degeaba. Cred că suntem suma experiențelor noastre. Iar dacă astăzi treci puntea doar pentru a o trece, și asta e o experiență care te clădește și te definește ca om. Sunt atât de mâhnită de fiecare dată când văd oameni super talentați, da, care pot să facă foarte multe și încă stau să se gândească oare-i momentul. Și atunci am zis, Doamne, nu am știut, adică eu n-am avut, totul a pornit așa, dintr-o joacă și dintr-o dorință de a face mai mult. Nu a pornit, adică eu nu știam să gătesc și am zis, mă duc să-mi desăvârșesc pasiunea și să-mi șlefuiesc talentul. Nu! Totul am chiar nu știai să gătești? Adică când spui nu știai să gătești și te-ai angajat bucătar, la ce ne rezumăm? Adică la un tăiat morcov, adică la sare și piper și trei condimente, boia, cunosc și eu trei. Da, probabil că știam trei la vremea respectivă, dar ca să mă întorc, mai e o chestie, a apărut Masterchef în România, 2012 cred că. Eu mă opărasem de hernie de disc și eram acasă, eram imobilizată la pat și mă uitam la televizor. Și am văzut Masterchef și zic, Doamne, ce-o fi asta? Și am văzut că te poți înscrie. Și mă înscriu și eu. Nu pot să cred. Așa te-ai... Da. Eu am o dăză fantastică de nebunie. Adică eu dacă e mare agitată, eu mă arunc. Sunt un om, acum fac foarte multe cursuri de dezvoltare personală pentru că am ajuns la momentul în care îmi zic, bă, dar e normal ceea ce fac, adică m-a dus, felul meu de a fi m-a dus unde sunt astăzi. Dar vine o zi în viață când te întreb, oare e normal, e bine, a fost bine, a fost rău, adică începi să-ți pui întrebări despre sine, să te definești, să-ți răspunzi la întrebarea cine ești tu, pentru că e așa un haos în mintea mea și în tot ceea ce fac, încât am nevoie de cineva care să mă ghideze. Și atunci fac cursurile astea de dezvoltare personală, care devine o nouă pasiune. Și m-am înscris, bineînțeles că m-au chemat și mi-aduc aminte că eram la proba concursului pentru audiții, nu pentru audiții, chiar intrasem în live, adică și mi-a dat un cuțit ca să toc și la un moment dat am început să toc și văd că sare ceva, zic, Dumnezeule, ce-o fi sărit, zic, o fi sărit ceva, o legumă, ceva. Și nu, de fapt, cuțitul avea o protecție de plastic. Și am zis, Doamne, nici măcar pe asta n-am dat-o jos. Dar m-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, zic, poate nu-i camera pe mine și am scăpat. Pe principiu, fake it till you make it. Am ieșit rapid din concurs. Și da, asta m-a mânat în permanență. Trecem puntea dintr-o barcă în alta. Am rămas pe barca italiană, ne întoarcem acolo. Acolo ai învățat să gătești, să zicem. Da, acolo am început să învăț ingredientele. Am avut noroc și de de capitan care cunoștea foarte multe tehnici și foarte multe rețete. El era italian. Deci am intrat oarecum în bucătărie italiană, care e fantastică, care e super simplă, pentru că totul se rezumă la ingredientele de calitate. Și după aceea, după ce am terminat sezonul cu Chiu cu Vai, țin minte și acum că am plecat la prima, deci aveai întâlnire cu proprietarii, te cunoșteai și după aceea în fiecare zi te întâlneai la un
se numește în lumea corporatistă brainstorming, în care spunea, uite, astăzi am vrea să mâncăm asta și asta și asta. Ei vorbeau numai italiană, nu vorbeau engleză și îmi țin minte că eram, nu era vremea în care aveam telefoane mobile și acum e altfel. Aplicații care traduc, care pe mine m-au ajutat. Și eram cu carnețelul și cu pixul și îmi povesteau de niște lucruri și nici măcar nu știam cum să le scriu. Dar am zis, zic, pa, ce poate se întâmple mai rău? Dar înainte de experiența asta am mai avut o experiență pe un velier. Eu am lucrat doar pe bărci cu motor. Ceea ce înseamnă oarecum luxul bărcilor, adică aveai niște facilități pe bărcile cu motor, erai ca într-un hotel. Și am lucrat o lună de zile pe un velier, unde e foarte rustic. Și țin minte că am luat jobul și am plecat direct, mi-a zis, zice, noi trebuie să plecăm în charter, ceea ce înseamnă că barca era închiriată, și trebuie să gătești cu ce ai. Doamne, și am deschis congelatoarele alea, care erau pline, erau niște tentacule de crab așa enorm, nu le văzusem în viața, am zis, Doamne, ce să fac cu astea? Deci am trecut și prin experiența asta, dar internetul m-a salvat acolo, în fine, a fost o lună foarte intensă. Și revenind la vara aceasta pe barca cu echipajul și proprietarii italieni, după ce am terminat sezonul, am mers la primul curs în Toscana. Doamne, aici vreau să ajung. Primul curs adevărat de bucătărie, unde l-ai făcut? În Italia? Da, primul curs a fost în Toscana, pentru că eram foarte aproape cu barca, pentru că am cunoscut un prieten român care trăia în Italia și el îmi spusese, ce, uite, eu am făcut cursul ăsta, și atunci oarecum am făcut legătura și am mers și eu în Toscana, unde a fost poezie curată. Deci, incredibil. Cred că a fost cea mai frumoasă și gustoasă perioadă din viața mea. Și deși se spune că bucătăria franțuzească este cea mai rafinată și cea mai gustoasă, o să spun că dintre bucătăria italiană și franceză o să o aleg pe cea italiană. Nu este atât de rafinată pe cum cea franțuzească, dar la nivel de gust e memorabilă. Deja salivez, cred că se simte. Înainte să mergem mai departe și o să venim imediat cu imagini, dragii mei, vreau să o salut pe Dana Cornea, se pare că e alături de noi, pe domnul Grigore Chitul. Eduard Nicolae Hinț ne spune, bună dimineața tuturor, Bia, tatăl tău e alături de noi. Adriana Furcă, bună dimineața, o zi binecuvântată de marți, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, felicitări, stimă și respect pentru tot ce ne oferiți. Vă mulțumesc anticipat, pupici dulci, Doamne ajută, Doamne ajută, dragii mei. Bună dimineața, bine ai revenit, mulțumesc, domnul Grigore. Andreea Patriche, colega noastră, ne spune morning. Și avem foarte mulți prieteni alături de noi, domnul Enea Vasile, bunica Lubia, bună dimineața, Bia, îți spun și eu, bună dimineața, Rosi. Și acum o să-l rog pe Rosi să începem aventura în poze, dragii mei. Avem atât de multe poze pe care Ioana ni le poate, am ajuns în Toscana și de aici o să începem să facem ocolul, aș putea spune, a lumii. Cred că ai străbătut câteva mări bune. Nu atât pe mare, cât în aer, pentru că de obicei lucrând tot anul pentru aceeași familie. De obicei, vara stăteam pe barcă și iarna mergeam în vilele lor ca să gătesc. Asta însemna Spania, Emiratele Arabe. Aici deja și ajungem la poze. Mulțumim, Rosi. De unde sunt pozele? Astea sunt primele competiții. Am avut la Cuillère d'Or, care este singura competiție exclusiv feminină din Franța. Aici cu Sophie Pic, șef bucătar de 3 stele Michelin, foarte apreciată la nivel mondial. Ea a fost cea care ne-a jurizat.
Și așa cum am spus, a fost în Franța, a fost competiția aceasta. Te puteai înscrie, am ajuns până în finală. Finala a fost la Paris și am fost foarte încântată să o am și pe mama și pe mătușa mea alături, femeile puternice din familia mea. Și aici mai e încă o poveste tare interesantă la finala la Cuillère d'Or. Scrisese în regulament că poți să vii cu un metru cub de aparatură. Nu mi-ai povestit, asta mai e de povestit. Și mă uitam, zic, ce să însemne asta? Zic, ce să... Eu plecasem din România pentru că era 2018, eu eram însărcinată deja în luna a 5-a și eram deja acasă, adică renunțasem la industria acting-ului, mă retrăsesem la vatră. Fusesem anunțată că cu un an înainte intrasem deja în competiție, am avut semifinala, am trecut și de semifinala, ajunsesem în finală, care era în Paris, semifinala fusese în sudul Franței. Zic, ok, bun, perfect, plec de acasă, din, cred că stăteam, nu, stăteam în Deva deja, eu sunt din George de loc. Stăteam în Deva, plec în Franța, mă uit pe regulament, un metru cub de aparatură și mai scrie acolo că trebuie să mergi cu ingredientele tale. Am început să sun pe toată lumea pentru că în Paris nu găseam microplante. Era... Ce înseamnă microplante? Acum microplantele se găsesc la tot pasul. Avem producători foarte buni locali, prieteni cu noi. Găsim și în supermarket. Practic sunt plantuțele la o stare foarte incipientă și asta înseamnă că au sunt foarte bogate în nutrienți și în vitamine. Adică plantuțele acelea mici pe care le vedem în super... mică, da? Și mâncăm, nu ajungem să mâncăm fructul, ci mâncăm doar planta exact cum facem răsadurile acasă. Deci când începe ea să fie micuță, ajunge până la 6-7 cm, maxim 10. Și acolo avem un boost de energie extraordinar, dar de asemenea și de gust. E totul comprimat acolo. Și am reușit să fac rost de toate ingredientele și am plecat cu un ghiozdănel la concurs. Concursul era dimineața. Ăla era un metru cub de aparatură pentru tine. Ăla era un metru, în accepțiunea mea era tot ce aveam nevoie. Și mi-aduc aminte că am intrat, era... la o școală Alain Ducasse, la școala Alain Ducasse din Paris, era competiția. O școală incredibil de mare, deci era și aveau bucătării foarte mari unde făceau practicanții, își făceau activitatea. Și am intrat acolo și vedeam că vine lume și cărau efectiv, deci cu cărucioarele veneau și zic, Doamne, ce fac ăștia? Zic, poate nu vin aici. Aoleu, și când am văzut că intră acolo în sală. Deci venise, efectiv, venise ceilalți concurenți, veniseră cu un metru cub de aparatură, adică cu mixere, cu tot ce îți poți imagina, adică eu veni să gătească aparate de sous vide. Și eu mă uitam, zic, eu spun ghiozdănele în spate. Dar au fost bine. Am ieșit pe locul 3 atunci. Felicitări! Ghiozdănelul tău e un metru cub de aparatură și locul 3, dragii mei. Procedem puțin mai departe. Rosi, hai să trecem la următoarele poze. Da, și acolo mai era o poză de la Arena Bucătarilor, care este o competiție la nivel național. Se participă din partea restaurantelor. Pe vremea respectivă nu aveam, da, despre asta e vorba, nu lucram într-un restaurant, așa că m-am rugat de un restaurant din Deva să mă lase să scriu că sunt de la ei, ca să pot să particip, să intru în competiție. Și aici eram gravidă. Aici deja eram în luna a 7-a. Mi-aduc aminte că atunci când am ajuns acolo și m-or văzut, mi-au zis, Doamne, și trebuie să chemăm ambulanță, era toată lumea stresată, să chemați ambulanță, să fie ambulanță aici, dacă se întâmplă ceva. Zic, stați liniștiți, nu se întâmplă nimic. E ok, pot să gestionez totul. Asta e Institutul Paul Bocuse, pe care l-am făcut în 2016. Ne întoarcem după cursul pe care l-am făcut în Toscana, pe bucătărie italienească. Am zis că trebuie să învăț și bucătăria franțuzească, pentru că trăiam în Franța la vremea respectivă. Și am mers la școala, la Institutul Paul Bocuse. E o școală de excepție, e un, nu atât,
faptul că înveți tehnici, înveți rețete, dar cine vii acolo, de acolo... Cine e acolo în unde te-ai... Da, e chiar Paul Bocuse. Așa. Acum e deja istorie, dar sper ca istoria lui să dăinuiască, pentru că văd că încet, încet... și institutul nu se mai cheamă Paul Bocuse și m-a întristat foarte tare, pentru că el a fost ca să folosesc un termen englezism, a fost un mind changer. Deci chiar a revoluționat bucătăria Paul Bocuse și ce mi-a plăcut cel mai mult, că la școală, când se vorbea de Paul Bocuse, se vorbea de Monsieur Paul, Monsieur, domnul. Asta mi-a plăcut enorm. Aici am fost cu toți colegii mei, vedeți? Și aici suntem plini de femei. Ce revin la începutul emisiunii, dragii mei, o femeie între 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bărbați. Da, și toți aveau majoritatea aveau restaurantele lor, dacă nu lucrau ca și șef bucătar, deci oameni foarte bine pregătiți. Da, m-au adoptat, a fost chiar foarte bine și am rămas prieten cu majoritatea dintre ei și încă ne mai întâlnim, deci toate experiențele astea mi se par formidabile, pentru că rămân pe viață. Dar au fost multe momente. Mi-aduc aminte acum, mai povestesc o istorioară. Când am lucrat pe barcă, trebuia să-mi dau examen din salvare pe mare incendiu. Și examenul medical erau niște examene care trebuiau ca să accesi în industria actingului și care se făceau anual. Și salvarea asta pe mare însemna că te scotea efectiv cu o barcă în mare, îți dădea un costum din ăsta termic unde ți se vedea doar fața, aveai vestă de salvare, trebuia să sari de la 2 metri, să sari în apă, să-ți arunci prima dată barca care era gonflabilă, deci practic aruncai o cutiuță, ea se expanda, trebuia să sari în apă, să te urci pe barcă, pentru că ea era invers pusă, să tragi de un fir, să răstorni barca, să te urci tu în barcă și după aceea să salvezi pe ceilalți. Și foarte mulți în industria actingului erau din Noua Zeelandă și erau niște mastodonți acolo, efectiv. Deci eu eram cea mai micuță și mai pricăjită dintre toți și cred că eram singura fată, restul erau toți băieți. Bineînțeles, am sărit în apă, tot aerul ăla care era în costum mi-o dat în față, nu mai vedeam nimic, a vesta de salvare care mi era mare mi-o dat una în bărbie, de iar i-am dat pe spate și stăteam acolo efectiv și pluteam. Și cei care ne jurizau se uitau de pe barcă, mai trăiește, tot ok. Și un coleg de-al meu, mi-aduc aminte că o răsturnat barca, o pus-o în poziție și după aia am luat efectiv așa ca pe o cârpă, puf, și m-o pus în barcă și am zis mulțumesc frumos, am trecut examenul. Deci... Da, deci am avut, totuși să trăiești și să fii înconjurată de bărbați nu e atât de rău. Nu? Nu, uite, te poți salva din multe. Înțeles. O întrebare, mergem imediat mai departe, dar o întrebare pe care trebuie să o pun și știți, eu pun întrebarea acum că până la sfârșitul emisiunii probabil nu o să-mi ajungă timpul, pentru că știu câte poze mai am de văzut alături de dumneavoastră, dar o întrebare, Ioana. De ce, da, am văzut deja că ți-ai format o familie pentru tine afară din țară, la un moment dat a devenit acasă, chiar ne spuneai că locuiai în Franța. Nu, locuiam pe barcă, să ne înțelegi. Locuiam peste tot. Da, majoritatea timpului petreceam în Franța. Așa. Acolo am văzut oameni cu cariere impresionante și puteai clar la un moment dat să rămâi în străinătate. De ce te-ai întors în țară? O să vedem când s-a întors în țară, că încă nu s-a întors în țară, încă e plecată, dar e la momentul ăsta, astăzi, 2023, tu locuiești și ți-ai făcut o adevărată afacere în țară, o să ajungem acolo, depui efort într-o lume a austerității, că tot trăim marea austeritate din 2023. De ce să te întorci în România, unde sunt ferm convinsă că foarte puțini oameni înțeleg real ceea ce tu faci.
Pentru că noi suntem învățați să trăim altfel, românii de rând, și nu pentru că suntem învățați. Viața ne-a învățat așa, pentru că din punct de vedere financiar nu ne permitem foarte multe lucruri și vom ajunge și acolo. Dar de ce te-ai întors în țară? Care a fost motivul pentru care te-ai întors în țară? Uite, când încep să-mi fac așa codița, înseamnă că încep să mă fofilez, cum zice mama. Nu mi-am răspuns niciodată onest la întrebarea asta, pentru că am simțit așa, cred că asta a fost în primul rând. Așa cum am zis, pentru mine familia e foarte importantă și încep cu familia de origine. Mama, tata, fratele tău, îl salutăm pe Octav. Da, nu știu, am simțit să fiu legată de ei, am simțit că în străinătate trebuie să ai întotdeauna ceva, adică pleci de la sub zero, de la sub nivelul mării și eu întotdeauna trebuie să demonstrez. Am lucrat pentru familie. Să demonstrez cui? Pentru cei care m-au înconjurat. Țin minte că... uite, nu mai mi-aduc aminte țara din care era. La un moment dat lucram ca și bucătar pe iaht, iar vara aveam mai mult personal pentru că eram mai aglomerați și cabina mea mai avea un pat și a venit o colegă care era din Sri Lanka, cred că era. În orice caz, o lume foarte săracă și o lume în care există foarte multă corupție și România îi lux și îi o țară sigură pe lângă ce avea ea acasă. Și spusese capitanului spusese, zice, vezi că trebuie să o să împarți singurul loc disponibil, mai este cu bucătarul, va trebui să împarțiți cabina, aveți două paturi. Bucătarul este român. Iar ea i-a zis, băi, dar ăștia fură. Cum să stau eu cu... Deci o persoană care venea dintr-o țară care nu este foarte cunoscută, avea percepția asta despre România. Ca să nu mai zic de ceilalți europeni. Întotdeauna trebuia să demonstrezi calitatea umană, trebuia să demonstrezi performanțele tale. Pentru ei, faptul că eu terminasem două facultăți era incredibil. Vorbeam trei limbi străine și terminasem două facultăți. Deci pentru ei era de neînțeles de ce a trebuit eu să plec din țară. Asta era... De ce a trebuit eu să plec din țară? Cu atâtea lucruri pe care le făcusem și cu atâtea cunoștințe pe care le aveam. Și atunci cred că asta a fost primul imbold. Nu rămân acolo unde trebuie întotdeauna să demonstrez ca să pot să fac primul pas. Simt că și aici demonstrez, nu mă înțelegi greșit, mie îmi place lupta. Și cred că în străinătate lupta asta nu prea există. Lucrurile sunt foarte bine calibrate acolo. Cred că un fel de perioada comunismului în România. Adică terminai ceva, te specializai și după aceea mai departe mergeai, aveai for life drumul ăla. Aici sunt în Dubai. Și am văzut destule țări, dar să ne înțelegem. Totul am văzut aici, era o petrecere privată pe plajă, pe The Palm în Dubai. Ai lucrat bucătar privat în Dubai. Da, am lucrat ca și bucătar privat în Dubai, au închiriat o vilă și a trebuit acolo, am gătit. Și astea sunt, exemplu, este o semla, care este un desert specific suedez. Se face chiar în luna noiembrie, înainte de Crăciun. Este cu migdale, cu frișcă și o brioșă extraordinar de bună. Am învățat rețeta asta în Suedia și asta mi-a plăcut foarte mult din călătoriile mele, pentru că reușești să faci cunoștință cu tradițiile și cu lucrurile care sunt amprenta țării respective din punct de vedere culinar. Pentru că o țară poate fi cunoscută și o nație poate fi cunoscută și prin intermediul ingredientelor și al felurilor de mâncare. Aici îmi făceam de cap. Aici eu am fusesem ca și Halep, ca și Simona Halep la un moment dat. Jucam, prindeam finalele, dar nu o câștigam pe niciuna. Și asta mă refer la finalele în competițiile culinare. Și în anul 2018
gravidă luna 7-a, se și vede, am dat acolo, aveam așa, am reușit să câștig o finală, finala Young Chef, România, la București a fost regizată și știu că aici în juriu fusese un jurat de la Șef la Cuțite, fusesem și la Șef la Cuțite, dar n-am făcut prea multe. Aveam o poză și de la Șef de la Cuțite. N-am făcut prea multe și îmi spusese, zice, dar de ce ieși de la Șef la Cuțite? Zic, sunt multe de povestit aici. Când mersesem la Șef la Cuțite, venisem din Franța și le explicasem că nu am timp să pierd vreme. Adică dacă mie mi se par lucrurile foarte simple, adică încerc să iau lucrurile foarte simplu, dacă într-un domeniu sau în ceva poți să faci, poți să schimbi ceva, poți să aduci un plus valoare, poți să performezi, rămâi și investești timp. Dacă nu are rost, pentru că cred că nu mai avem timp, chiar nu mai avem timp. Adică avem atâta de făcut. Și apropo că nu mai avem timp, pe repede înainte, te vedem în largul tău, să spunem așa, că suntem în larg mări. Asta e un rac. Da, eu... Real sau e din gips? Nu, e chiar real, e un homar. Cred că a fost prima dată când l-am luat în mână. Se și vede că îl ține așa oarecum, ca și cu o pensetă îl țin în mână. Da, aici am fost la un restaurant, primul contact pe care l-am avut cu restaurantele. Proprietarii bărcii pentru care lucrau mi-au spus, uite, noi avem un restaurant în Parma, în Italia, unde noi mergem și mâncăm frecvent, poți să-ți aranjezi acolo să faci un stagiu de pregătire. Practic, tu lucrezi pentru noi, dar prestezi în restaurantul respectiv. Trebuia să mă duc 2 ore și rămâneam câte 12, 14, 16 ore pe zi. Atât de mult mi-a plăcut lumea asta, încât nu mai plecam acasă. Și acolo am lucrat foarte mult cu fructele de mare, deși era un oraș care nu avea acces la mare. Dar o calitate a ingredientelor extraordinară, pentru că, așa cum am zis, italienii performează în domeniul ăsta. Rosi, aici e la cumpărături, mi-a plăcut descrierea pozei, la cumpărături cu barca. Rosi, hai să mergem, te rog, mult mai în față, că mai avem foarte puțin timp, probabil 10 minute, mai avem 10 minute din emisiune. Da, mergem la ziua de astăzi, dar vreau poze de la ultimul concurs sau prezentare de la arena... De la Imperiul Leilor? De la Imperiul Leilor, dacă ești drăguț, Rosi, ca să ajungem și la ziua de astăzi aici. În această poză ne povestești, pe scurt, ce a însemnat această experiență? Păi, duce la ceea ce faci astăzi? Făceam deja ceea ce fac astăzi, dar a fost un moment... un moment de revelație, l-aș putea numi, pentru că a fost momentul în care am fost întrebată, tu ce vrei de fapt să faci sau ce vrei să fii? Vrei să fii bucătar sau vrei să fii antreprenor? Iar până la momentul Imperiului Leilor, niciodată nu mi-am pus problema așa. Eu eram pasionată de bucătărie, făceam bucătărie și la asta se rezuma totul. Și după Imperiul Leilor am înțeles că antreprenoriatul e o lume aparte. Și am revenit din nou în clasa 0, că am făcut-o de mai multe ori în viață și acum învăț management, învăț antreprenoriat și mă pasionează foarte mult sfera asta și da, îmi dedic timp. Și tot după Imperiul Leilor am început să intru în tot felul de acceleratoare de business, unde mă întâlneam cu alți antreprenori, unde făceam cursuri pentru antreprenoriat și unde am înțeles că trebuie să faci un pas în spate din fluxul ăsta continuu și să vezi încotro duci barca, pentru că începi să fii capitan, nu mai freci la punte, te duci și mai gătești o omletă, te duci să mai... Nu, pentru că eu sunt așa, mie îmi place viața asta de struțocămilă în care fac câte puțin din fiecare. Aici suntem în 2019, în care am deschis o școală de bucătari la Cluj. Mi-a plăcut enorm. Păcat că a venit pandemia și după aceea n-am mai reușit să pornim cu același entuziasm, dar a fost momentul în care am cunoscut foarte mulți bucătari din România și mi-a plăcut enorm să lucrez cu ei.
Aici suntem la un accelerator de business la Timișoara, aici accelerator de business de la București, iar prezentările pe care le-am avut. Și în acceleratoarele astea de business, aici suntem la Romanian Hospitality Awards, anul ăsta a fost un moment extraordinar și sper ca în 2-3 ani, hai să zicem 3 ani, să urcăm și noi pe scenă cu conceptul nostru, pentru că la asta lucrez și în asta cred. Și surpriză! Da, mai am și timp liber. Ai timp liber? Asta ne-a șocat de-a dreptul. Să înțeleg că aici te relaxezi? Îți place, clar, ai cochetat și cu... Cu aviația. Cu aviația. Nu pot să zic că mă relaxez în motociclism când merg cu motorul, dar este momentul în care mi se pare că sunt concentrată 100%. Deci mi se pare că, pentru că nu sunt încă la început, spre exemplu acum dacă conduc mașina, nici măcar nu mă gândesc că mor la volan, deci nici nu știu ce fac și mai ales când trec de pe automată pe cea clasică, am primele 2 minute, nu știu pe ce să pun mâna. Dar motociclismul încă mi se pare foarte periculos. Mi se pare că în momentul în care ai greșit o secundă, te costă viața. Și atunci nu-ți permis să fii struțo, Camila. Trebuie să fii acolo, atenția. De multe ori când conduc, am așa o imagine dintr-un film, nu prea mă uit la filme, adică eu sunt la nivelul în care mă uit la Pro TV, deschid televizorul foarte rar, dar dacă mă uit la Pro TV și văd un film, zic, păi ce film mișto, dar el e din 97 film. Sau din 2007, ca să nu exagerez. Dar nu cunosc filme, nu mă uit la televizor, nu mă uit la filme, că nu am timp. Și țin minte că era la un moment dat un pilot de Formula 1 și îi curgea sudoarea. Exact așa mă simt și eu acolo pe motor. Dar asta cred. Deci nu e o relaxare, nu poți zic că mă duc și flării și mă gândesc la nemurirea sufletului. Nu mă gândesc la nemurirea sufletului, e chiar acolo 100% și puține lucruri le mai fac în ziua de astăzi în care sunt 100% acolo. De obicei, și prietenii știu asta foarte bine, port o discuție și la un moment dat mi-aduc aminte, oare am lăsat plicul pe masă? Și dar noi vorbim de cu totul și cu totul altceva. Rămâi aici, Rosi, poate chiar pe poza anterioară, te rog, dacă se poate. E clar că e o perioadă... Da, asemănătoare. Asemănătoare. Despre ce perioadă e vorba? Văd deja ritual Baiana acolo în poză. Da, practic ritualul s-a născut deodată cu fiica mea. Haideți să vedem ce înseamnă ritual. Mai avem 5 minute astăzi, pentru că vom reveni la ritual. Vreau doar să deschidem porțile către cei de acasă, să vedem ce înseamnă ritual, pentru că eu vreau să rămână o colaborare între noi, o să mai discutăm și după emisiune. Poate reușim să aducem în fiecare săptămână o rubrică permanentă despre ceea ce face Ioana, pentru că merită să vedem de ce combină astfel alimentele. Am vrut să vorbim astăzi doar despre ea, nu despre ce face ea, pentru că asta vreau să devină eu personal îmi doresc să devină o rubrică permanentă. Să vedem ce faci tu de fapt aici, în ceea ce vedem în poze. Ce înseamnă ritual Baiana? Ritual Baiana a început de la conceptul mâncării sănătoase și a grijii față de sine, pentru că momentan suntem asaltați cu foarte multe produse, timpul nostru este din ce în ce mai scurt. Iar toate produsele gata preparate pe care le găsim în magazine sunt super procesate. Asta înseamnă că au foarte mult, sunt aditivate și nu ne fac bine. Pe termen lung nu ne fac bine și vedem lucrul ăsta în toate bolile asociate, în toate depresiile, pentru că și depresia are o foarte mare conexiune cu felul în care ne alimentăm și toate astea le-am descoperit lucrând în afară. Încă la noi nu era chiar așa o mare problemă cu aprovizionarea și cu lucrurile cu ingredientele pe care le găseam în magazine. Acum ne-a ajuns și pe noi din urmă, adică nu mai găsești elemente nutritive în comerț. Și atunci
produsul Ritual născându-se odată cu fiica mea, am început diversificarea și am hrănit-o pe ea exact cum am considerat și am studiat, pentru că am studiat și nutriția între timp, că este bine pentru un start în viață, un start bun în viață. Și așa s-a născut Ritualul. Deci este micul dejun, este startul zilei care ne dă energia, vitaminele și nutrienții de care avem nevoie. Am făcut și produse vegane, acum suntem strict vegan, dar înainte lucram și cu laptele de vacă și cu laptele de coco sau lapte de migdale, depinde de sortimente. Și este un produs nutritiv în care folosim carbohidrați cu eliberare lentă, și anume ovăzul, care are foarte multe beneficii, de la beneficii asupra sănătății, asupra inimii, asupra circulației, asupra pielii, de la faptul că ne oferă o energie care se eliberează lent, adică mâncăm acum, dar ne simțim energici pe parcursul întregii zile, nu folosim zahăr, și folosim fructe, folosim foarte multe fructe, adică încercăm practic într-un mic dejun să aducem exact ceea ce avem nevoie pentru ca ziua să înceapă într-un tonus pozitiv și să avem energia de care avem nevoie. Iar astăzi Ritualul înseamnă mult mai mult decât un mic dejun. Am extins filozofia noastră de un stil de viață sănătos și la un meniu wellness și la partea de dulciuri, și lucrăm și raw vegan. Și sunt mai multe de linii de business care au pornit de la conceptul acesta de Ritual, inclusiv un ateliere de gătit, Ritual Academy, inclusiv emisiunea de la radio, Ritual Culinar. Și cu toate astea vom reveni, vă promit, în fiecare săptămână o să-i întâlnim, pentru că ei sunt trei în echipă, tu am mai alături de tine încă doi bucătari, pe Raul și pe Dana, pe care îi salutăm, și ei vor veni alături de noi. Mai avem exact, nu mai avem, timpul de emisie s-a terminat, dar vreau să-mi spui, ai o lansare la Timișoara. Da, vreau să-ți mulțumesc că m-ai obligat să fac o retrospectivă a ceea ce am făcut până acum, pentru că zilele astea o să împlinesc 39 de ani. Eu mi-am pus un target, așa, la 40 de ani vreau să deschid sticla de șampanie în Bali și vreau să ajung și într-o revistă de business, dar se pare că reușesc, săptămâna asta va apărea și articolul în Inca Magazine și... m-ai forțat oarecum un pic să-mi aduc aminte și să fac o retrospectivă și să fiu recunoscătoare pentru tot ceea ce viața mi-a adus până la punctul ăsta. Și ca totul să fie bine, încep săptămâna în forță cu tine și îți mulțumesc frumos. Continui mâine cu lansarea Ritualului la Timișoara. Adică o să avem produsul Ritual disponibil și în Timișoara. Îl avem deja disponibil în București. Deci încet, încet începem să ne extindem. O să ne revedem cu Iana, vă garantez asta, pentru că e clar că are o energie pozitivă și care ne ridică moralul de la prima oră a dimineții. Ioana, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Sper că n-a dormit nimeni până la ora asta. Clar nu. Adi Bulea ne salută. Neața Ioanelor, Pâs Florin ne spune bună, aici trebuie să ne luăm la revedere. Ne revedem mâine dimineață la ora 7 fix, aici, la Hunedoara 1 TV, în platoul de ale dimineții, cu un invitat mai deosebit de data aceasta, o schimbare radicală de carieră. Nu știm dacă e definitivă sau e permanentă sau doar de moment. Sebastian Mercurian va fi mâine dimineață alături de noi aici la Dale Dimineții. Până atunci, nu uitați, zâmbiți, fiți buni, iubiți. Nu se știe niciodată ce ne oferă clipa următoare. O zi minunată!